Ce ai vrea să rămână în mintea oamenilor despre tine? Cum ai descrie luxul? Pentru mine luxul înseamnă în primul și în primul rând calitate. Despre asta e vorba. Ce nu ar trebui să lipsească niciodată din garderoba unei femei? Bunul simț. Există un truc de styling care are aplicabilitate generală și salvează de obicei o ținută? Da, negru. Există o amintire care te emoționează cel mai tare cu mama ta? Sunt mai multe făi, normal, da. Vrei să-și povestesc? Nu. Da. E privată. Invidiați-mă! Bună, Zaruc! Bine ai venit la Catină! Bine v-am găsit la catine.ro! Woo! Ce faci? Cum ești în această perioadă a vieții tale? Sunt după o noapte de filmare, sunt treaz, biped, respir, sunt bine. Cum te descrie în câteva cuvinte, altfel decât te știu oamenii de acasă? Emotiv, pe alocuri timid, sensibil, câteodată un pic prea, sunt pasional. Ieri m-am trezit vorbind dintr-o dată despre un subiect care nici măcar nu mă privea, nu eram direct implicat și dintr-o dată devenisem această purtătoare de steag. Și m-am oprit că mi-am dat seama că-s ridicol. Na. Ce ai vrea să rămână în mintea oamenilor despre tine? Bă, cred că cel mai mult mi-ar plăcea să fiu un deschizător de drumuri pentru... pentru oameni, pentru societate în general și pe un ambasador al diversității în sensul că să ne obișnuim de odată, că nu toată lumea e la fel. Mai departe de atât, istoria ne va înghiți pe toți și nimeni nu-și va mai aminti de noi, nici măcar urmașii noștri direcți, după un timp. Ce visai să devii când erai copil? Cântăreț, cred. Cântam la grădiniță, la capătul de coardă, în fața blocului, pentru prăjituri de la mamele prietenilor. Asta. După care, asta cu musafir, nu. N-am vrut niciodată să fiu pompier. Cam asta era, de cântat și după aia actor. Am mai vorbit despre asta. Cu ce îți hrănești astăzi copilul interior? Cu tot ce fac. Tot ce fac e hrană pentru spirit. Am decis la un moment dat în viața asta, destul de târziu, dar se pare că în timp util, să-mi urmez instinctele și să fac ceea ce simt și ceea ce trebuie pentru mine și fericirea mea. Și asta s-a transformat inclusiv într-o profesie, deci pot să spun că sunt unul din fericiți. Invidiați-mă! Cum a fost pentru tine drumul în lumea modei? A fost foarte pasional drumul în modă. E o activitate care încă mă bântuie pentru că am această pornire egocentrică, să-i spun, să vreau să schimb lucrurile, să le fiu așa un mic demiurg în universul meu județean. Dar presărat de foarte multe dezamăgiri și de tot atâtea reconfigurări de traseu, ca să nu le spun resemnări și tot coborâri de standarde până când mi s-a luat. Ce ți-ai cumpărat din primii bani câștigați? O porcărie, mai mult ca sigur, nu mai țin minte. Dar ceva foarte scump care nu mi-a trebuit neapărat și pentru care a trebuit să muncesc ceva. Da, știu, o pereche de pantofi pe care am dat 900 de euro și pe care am putut să-i încalz de două ori plângând. Pentru că nu puteai să stai încălțat în ei. Este greu ca designer să dezvolți un business în România? Da. Cred că în orice domeniu, ca să faci bani, ai nevoie de bani. Dacă nu stai tăi și business-urile serioase nu se fac cu banii personali, ai nevoie de finanțator sau de un partener financiar și care să-ți strunească business-ul. E o activitate în care tu ești de la măturător până la CEO, nu e una foarte eficientă financiar, să spunem. Nu. Ce te inspiră când creezi?
Cel mai mult oamenii de pe stradă, oamenii de pe stradă și nu numai, sunt, eu nici nu știu cum să le spun, sunt ciudații, hai să zicem așa. Mi-aduc aminte când mergeam în fabrică și îmi luam pauze de fumat la geam, vis-a-vis de fabrică locuia o tipă, cred că era romancă, care avea un stil foarte explodat și care mi se părea super tare. Sau când mergeam prin țară și apăreau la marginea drumului prin sate moșulezi dintre aia în pantaloni de stofă, cu băgați pantalonii de stofă în ciubote de cauciuc, cu o maletă peste care avea o cămașă în carouri, peste care avea un ilic, peste care, știi? Și toată combinația aia care era... Și în mod sigur nu s-au gândit, vai, cum mă îmbrac azi la dus vaca. Știi, era foarte mișto și asta m-a inspirat. No. Ți s-a întâmplat să fii copiat, să se inspire cineva din creațiile tale? Cred că da, pentru că originalitatea e și aia limitată, știi? Și câteodată poți să pare că ai venit tu cu o idee și să constați cu stupoare după ceva timp că de fapt și de drept ideea ta există de foarte mulți ani, că a fost deja făcută de altcineva sau că face parte dintr-un costum, dintr-un port popular, dintr-un ceva. Adică cred că e un soi de flux continuu de informație care ne înconjoară și din care ne extragem CD-ul care ne trebuie, știi? E posibil ca unul sau doi sau trei să tragă aceeași placă. Stylingul este mai mult despre documentare sau talent? Pentru mine stylingul este o chestie nativă. Eu nu pot să spun că mă ghidez neapărat după anumite trenduri. Știu ce îmi place și le combin în așa fel încât să mă bucure. Din nou, un demers egocentric spre fericire. Cum ai descrie luxul? Pentru mine luxul înseamnă în primul și în primul rând calitate. Despre asta e vorba. Dacă ar fi să interzici un articol vestimentar, care ar fi acela? Altădată aș fi fost mai categoric și mai ridicol în aceste judecăți aruncate așa de la o masă înaltă, fără public. Acum mi se pare că nimic nu este interzis. Depinde de tine și de personalitatea ta și cam cât de autentic ești în demersul de a purta acel obiect. Ce nu ar trebui să lipsească niciodată din garderoba unei femei? Bunul simț. Asta. Da. Altfel, cred că e de bun simț să ai un pantalon civilizat, o cămașă civilizată, un tricou civilizat, o rochie pe care să o poți lua la urgență și asta de obicei e neagră pentru că trece peste tot, un pantof care să fie și comod și să aibă și un pic de față și să nu-ți vină să plângi în el. O geantă, accesoriile mi se par de obicei foarte importante, pentru că, până la urmă, o rochie neagră poate să fie o rochie neagră. Dar pantoful și geanta și bijuteriile, accesorii mai pui pe tine, cred că alea vorbesc mai mult despre cine ești tu și cam care e nivelul tău de sofisticare și eleganță. Există un truc de styling care are aplicabilitate generală și salvează de obicei o ținută? Da, da, negru. Dacă ai noroc, ești și tu văduva. Și atunci ai două motive să sărbătorești moștenirea. Da, negru. Da, e sigură. Știi? În general, în modă, când te ajungeam pe la vreun eveniment, dădeam de armată de ciocli, unul mai plictisitor ca altul. Din punctul tău de vedere, care este definiția bunului gust? Tot bunul simț e. Adică ideea este să îți celebrezi personalitatea și individualitatea, dar în același timp să te gândești că, bă, pe stradă nu ești tocmai numai tu între patru perechi și atunci în demersul tău să încerci să nu vexezi. Despre asta e vorba, cred. Nu. Ce părere ai de faptul că revin la modă trenduri vechi, de exemplu pantalonii evazați sau cei cu talie în gust? Nicio părere, este perfect normal, moda este ciclică. Haina îl face pe om? Nu, în niciun caz. Nu. Nu, dar poate să creeze o impresie care, dacă nu ești atent, poate să fie cea greșită. Dar dacă ți-asumi și asta, who gives a f-?
Eu nu judec oamenii după cum se îmbracă, decât dacă mă plătesc pentru styling. Cum e acum la Te Cunosc de undeva în calitate de host, cunoscând show-ul și din postura de concurent? A fost foarte stresant, da, și destul de obositor și o experiență, bineînțeles, din nou nouă, pentru că am făcut iarăși ceva ce n-am mai făcut vreodată, m-am văzut în ipostază de intervievator între ghilimele, că ăștia nu chiar avea ocazie să răspundă la ce orori întrebam eu. Dar e o ipostază nouă și când e ceva nou, evident că e un mix de entuziasm și un pic de frică și multă nesiguranță. Mă stresam îngrozitor că vai, contentul la primele episoade, după care m-am relaxat, fă, contentul ești tu, ai venit, e ok, îl ai. Cum ți s-a schimbat viața de când ești în televiziune? Mi s-a schimbat în bine. Care este cel mai bun sfat pe care l-ai primit de-a lungul timpului? Să las loc de bună ziua, nu l-am urmat întotdeauna. Câteodată mi-a părut rău că nu l-am urmat, alteori atâta s-a putut. Mergem puțin către viața de familie. Există o amintire care te emoționează cel mai tare cu mama ta? Sunt mai multe, făi, normal, da. Vrei să-și povestesc? Nu. Da. E privată. Cum a fost relația cu mama ta? Părinții mei au avut, la rândul lor, niște părinți foarte rigizi, care încercau să-i controleze, încercau. I-au controlat, erau, știi, genul ăla de părinte de pe vremuri, părintele stăpân. Trebuia să faci ce spune, să, inclusiv să înveți ce spune respectivul, să, în fine, tot parentingul ăsta la ancien. Ai mei s-au gândit că dacă vor să fie părinți buni, să facă opusul. Și de unde ei au fost controlați non-stop și n-au avut libertate, eu și frate meu am fost lăsați un pic de izbeliște. Și atunci relația mea cu maică mea a fost mai mult decât o relație mamă-fiu, una de amiciție, de confidență, de prietenie, da. Și eu am făcut oricum toată viața mea ce am vrut eu. Mulțumesc, mama! Care consider că este cel mai mare atu al unei femei? Oh, inteligența. Asumare, nonșalanță, independența. Dar astea vin toate din... toate provin din aceeași sursă, și anume inteligența. Da, și o femeie și un bărbat, nu. Inteligență. Care este, din punctul tău de vedere, definiția unei femei puternice? O femeie deșteaptă. E o femeie puternică, pentru că o femeie deșteaptă nu încearcă nici să se păcălească pe sine și pe altul ca să intre într-o relație, ca să intre în rând cu lumea. Adică una care e o femeie deșteaptă sau un om deștept știe ce vrea de la el și de la viața lui, ei. Și atunci, nu. Asta e. Un pic de cap. Fără ce lucru nu ai putea să trăiești? Fără ce lucru? Fără țigări. Nici n-am încercat prea des. Cred. Bine, multe. Când ești obișnuit cu confortul vieții moderne, cam tot ce ne înconjoară ne face și dependenți de obiectul în sine. Deci cam tot. Suntem sclavi. Dacă ar fi să inventezi o regulă pe care toată lumea ar trebui să o respecte cu strictețe, ce regulă ai inventa? Mi se pare esențial respectul. Să respecti faptul că tot. Că ăla nu-i ca tine, că nu te privește, nici cum e îmbrăcat ăla, nici ce spune, nici că părerile personale despre cineva te privesc pe tine, care le emiți, nu pe ăla asupra căruia arunci judecata, de-astea. Ce sacrificii ai făcut de dragul meseriei? Tot. Mi-am vândut, când făceam modă, mi-am vândut un apartament ca să-mi finanțez, să-mi finanțez activitatea, am vândut o mașină,
fost absent dintr-o relație care era benefică pentru mine, dar eu eram foarte concentrat să fac carieră. Mi-am ignorat prietenii. Da, tot. Eram obsedat pe un singur obiectiv. Cine te-a susținut cel mai mult de-a lungul timpului? Mama. Care a fost cea mai mare provocare pe care ai avut-o până acum? Să-mi păstrez capul limpede, asta cam în toate. Și să învăț să scot elementul subiectiv cât pot din procesul ăsta de gândire. Pentru că de obicei când ești prea implicat și prea în problema respectivă, uiți să te tragi un pas mai înapoi și să asta să-ți permită să ai o privire de ansamblu asupra situației. Și dacă te arunci ca prostul, și eu sunt și am fost, acum mai puțin, că am mai îmbătrânit și nu mai am energie, dar eram foarte intempestiv așa și de multe ori nu mi-a servit scopurilor. Cum te-a modelat locul natal pentru cine ești astăzi? Eu zic că bine, pentru că eu m-am născut și am copilărit în Moldova, care e un ținut mai, cel puțin al formal, al decenței, în care ești mai grijuliu o secundă față de ăla din fața ta, chiar dacă nu-l cunoști, nu știi neapărat cine e, că nu vrei neapărat să-l jignești pe om. Nu. Asta poate te face mai, în ochii celorlalți, mai fraier, că nu simți nevoia să sar la bătaie din prima sau să înjuri ca aici. Dar în același timp, da, nu știu, așa, asta m-a format, Botoșaniu. Da, m-a format. Cum ai... Decență, un soi de discreție, dacă vrei, deși nu pare așa arătând la papagal. Dar, nu, pe fondul interior e. Cum ai îndruma un tânăr care nu știe în ce direcție să o ia? Când eram mai tânăr și mai prost și mai snob, aș fi spus că să-și găsească pasiunea vieții și să go for it, că ăla e cheia fericirii. Acum aș spune că să găsească un lucru la care să pricep foarte bine și să muncească de le ies ochii din cap, să devină cât mai bun în domeniul respectiv. Asta le poate asigura un viitor. Ai vreo superstiție în care crezi? Am mai multe că-s moldoven, ți-am zis. Da, nu-mi place să mă întorc. Mi se mai întâmplă să plec de acasă și să nu-mi aduc aminte dacă am încuiat. Și nu-mi vine să mă întorc să verific dacă am încuiat ușa ca să nu meargă rău. Asta e una. Când traversează o pisică neagră calea, mă gândesc. Nu mă opresc să treacă altul cu mașina, că să-și ia ăla ghinionul, dar pentru o secundă, știi, mă atinge asta cu pisica neagră, ghinion. Ce ritual ai dimineața când te trezești? Îmi apăs butonul, îmi fac prima cafea și mi-aprind primele 5 țigări. Și dacă nu este îngrozitor de frig, îmi deschid geamul și mă postez cu coatele în geam și mă iau pulsul străzii fumând și bând cafea. Dar înainte să apari în fața camerei, ai vreun ritual? Mă controlez, evident, să n-am orori pe la ochi. No, asta odată, să arăt cât se poate de decent din punctul meu de vedere, care tot indecent e pentru unii. Și nu, n-am ritualuri, superstiții dintre astea, nu am. De altfel mi-am făcut unghiile verzi la finală și verdele știam că poartă ghinion, e o culoare de evitat, inclusiv în couture. Nu. Te mai cauți pe Google? Nu. Nu citesc nici comentarii în online, nici de bine, nici de rău, mai spune câte unul altul ceva de bine, că de rău nu accept să mi se spună nimic. Pentru că de ce aș vrea? Într-o lume care trăiește în viteză, ce sfat ai pentru tânăra generație? Mi-ar plăcea, nu știu dacă e neapărat sfat, mi-ar plăcea inclusiv la nepoatele mele văd asta, un soi de, o grabă, dar pe și noi am avut-o pe asta, o grabă de a crește, știi, de a deveni adulți, vor să ardă etape și să ajungă adulți și când îmi spunea bunica mea, bucurați-vă de copilărie, că o să vă pară rău după ea, zic, hai fă bumăriță, o las, m-a. Dar, asta da, cred că pe alocuri am crescut prea repede și nu m-am bucurat neapărat de copilărie. Și mi-ar fi plăcut probabil să copilăresc mai mult. Am fost responsabilizat prea devreme. Dacă ar fi să mulțumești acum cuiva, cu mama. Și lui Dumnezeu,
dar nu e cool. Da, așa sunt. Și bineînțeles că sunt tot felul de tot felul. Sunt mulți oameni care mi-au apărut în viață la un moment dat și care evident că m-au ajutat, până și cu un cuvânt bun. Dar da, maica mea rămâne întotdeauna pe primul loc. Mulțumesc, să rog. Asta a fost tot? Vai, ce interviu plictisitor! Nu, a fost drăguț. Mersi frumos. Mulțumesc de invitație pe camine.zarug.